Aș dori să continui mesajul de dimineață. Am vorbit puțin despre biruința Domnului Isus Hristos în creație și prin creație. Folosind primele 18 versete din Evanghelia după Ioan, aș dori să vorbesc despre patru categorii de oameni pe care le găsim în istoria. Veți atât priveliștea universului, spațiul, cât și timpul au fost create pentru a fi observate. Dacă Dumnezeu nu crea omul, cu capacitatea de a observa și de a măsura, Estetica Universului era irelevantă, era pierdută, era o pierdere. Și în același timp, timpul n-ar fi fost necesar. Omul este cu una creațiunii. Și ca să ajungem la noi și să vorbim puțin despre noi, trebuie să ne așezăm în acest context acelor patru categorii de oameni. Prima categorie de oameni are de-a face cu doi și atât. Adam și Eva. Adam și Eva au apărut prin creație. Au fost modelați din țărână de mâna lui Dumnezeu. Adam și Eva nu s-au născut. Adam și Eva nu au fost copii. Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu la o vârstă a discernământului, a conștiinței și a conștiinței. Cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Ioan că în El, în Hristos era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina, din punct de vedere fizic, ca fenomen fizic, a fost creată în prima zi. Când Dumnezeu a creat plantele și animalele, a creat viața fizică. Când Dumnezeu a creat omul, a creat viața spirituală, sufletul care este unic doar pentru om. Dar Adam și Eva sunt acea categorie de oameni, doar doi la număr, care au apărut prin creație. A doua categorie de oameni este reprezentată de Ioan în pasajul acesta. De fapt, suntem noi toți ceilalți, cu o singură excepție. Toți oamenii care au apărut după Adam și Eva, cu o singură excepție, au apărut prin procreație. Adam și Eva au apărut prin creație. Ioan și restul omenirii au apărut prin procreație. Versetele 6 la 8 din textul acesta, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, el a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, adică despre Hristos, pentru ca toți să creadă prin el, nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Și acum ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos despre Ioan. Matei 11 cu 11, Și adevărat, vă spun că dintre cei născuți din femei. Adam și Eva nu sunt printre ei. Adam și Eva au apărut prin creație, prin procreație. Cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, Ioan este un personaj reprezentativ al nostru, al tuturor. Categoria de oameni apăruți în lume prin procreație. Dacă prima categorie de oameni cuprinde doi, Adam și Eva, dacă a doua categorie cuprinde restul omenirii, minus unul, minus Adam și Eva și minus unul, care și el s-a născut din femei, dar atenție, nu prin procreație, ci prin întrupare. Și acesta este Domnul Isus Hristos. Lucrul acesta este foarte important de înțeles, frați și surori, pentru că dintre toți oamenii care au apărut în lume, Adam și Eva incluși, Ioan inclus, oricare dintre noi fiind incluși, singura ființă preexistentă care a intrat în omenire a fost Domnul Isus Hristos. V-am mai spus odată și este o erezie să credem că Dumnezeu are o magazie de suflete și sufletele stau și așteaptă să vină în lume. Nu. Biblia ne spune cum apare un suflet, cum se naște un suflet. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam din țărâna Pământului și când a suflat suflare de viață în el, zice sa, Păcut un suflet viu, a apărut un suflet viu. În momentul creației și în momentul concepției, prin procreație, apare un suflet viu. Spre deosebire de Adam și Eva, Ioan și toți ceilalți oameni, singura ființă în omenire care a intrat în lume, fiind deja existent înainte de a intra în lume, a fost Domnul Isus Hristos și n-a fost doar preexistent, a fost și este veșnic, din veșnicie în veșnicie, cu El a început timpul, cu El se termină timpul, cu El a început creația, cu El se termină totul, este Domnul Isus Hristos. Versetul 17 din te spune că și legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Versetele 9 la 11, lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el. Cu alte cuvinte, lumina Hristos care s-a născut în Betleem, care s-a conceput de la Duhul Sfânt, fără procreație, fără actul procreației, dar care era de la început și lumea a fost făcută prin el. Acesta este Domnul Isus. Versetele 14 și 15 din Ioan 1. Și cuvântul s-a făcut trup, iată, întruparea Domnului Iisus Hristos și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui o slavă, tocmai ca slava singurului născut din Tatăl, Ioan a mărturisit despre el când a strigat. El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Acum, dacă știm un pic de cronologie biblică, știm că Ioan s-a născut înaintea Domnului Isus Hristos. Și totuși Ioan spune, el era înainte de mine. Aici vorbește despre preexistența Domnului Isus Hristos. Dragii mei, Acestea sunt cele trei mari categorii de oameni care au apărut pe planeta noastră. Prin creație Adam și Eva, prin procreație Ioan și toți ceilalți oameni, prin întrupare unul singur, Domnul Isus Hristos. Însă Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o nouă categorie de oameni. O nouă categorie de oameni care apare în lume nu prin creație, nu prin procreație, sub nicio formă, nu prin întrupare, că este o categorie doar pentru Domnul Isus, ci prin regenerare. Prin regenerare. Regenerarea presupune și ea o naștere, presupune și ea un început. Și ascultați ce spun versetele 12 și 13 din Ioan 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, pe cine? Pe Domnul Isus Hristos? Cine? Lumina. Adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă ce o nouă categorie. Copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, adică nu prin creație și nu prin procreație, ci din Dumnezeu. Versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Acum ascultați ce spune cuvântul Domnului Nefesen, capitolul 4, de la versetul 20 la versetul 24. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus. Ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Trecut care trecut? Trecutul Adam și Eva prin creație, că din ei suntem descendenți. Trecutul tuturor oamenilor apăruți în lume prin procreație. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți înnoire sau regenerare în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Domnul Iisus Hristos are o conversație cu Nicodim în capitolul 3 din Ioan. Și omul acesta vine noaptea la Domnul Iisus Hristos și face o afirmație. Învățătorul știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și acum Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodime, Nicodime, eu am o împărăție. Eu am o împărăție specială, mult mai bună decât împărățiile pământului superioară tuturor împărăților, super, superioară împărăției Egiptului, superioară împărăției Romane, superioară împărăției lui Israel din cele mai bune timpuri ale ei. În împărăția aceasta nu intră nici cei creați, nici cei procreați în împărăția aceasta intră oamenii regenerați și ascultați. Versetul 3. Drept răspuns Iisus i-a zis, Ioan 3 cu 3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, care ca și noi, plătea tribut, era legat, era dependent de ceea ce știa că oamenii apar prin creație și prin procreație. Nu poate înțelege conceptul regenerării. El este încă lipit de conceptul acesta, conceptul vieții în forma ei fizică. Și versetul 4, Nicodim a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Și acum Domnul Iisus îi răspunde în versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și iau zvuetul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Adică este un lucru invizibil. Este ca vântul, îi simți impactul, dar nu-l vezi. Este o lucrare spirituală cu impact asupra trăirii fizice. Versetul 9, Nicodim a zis, cum se poate face așa ceva? Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepe aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer, pentru ca să ai parte de regenerare. Primul lucru pe care trebuie să-l crezi e că Domnul Iisus Hristos a venit de la Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu, este preexistent și n-a fost creat, n-a fost procreat, ci s-a întrupat. O lume întreagă sărbătorește Cr Crăciunul, prea puțin cred adevărul întrupării. De ce s-a potignit Israelul în Domnul Iisus Hristos? A venit la Isai, spune Ioan 1, și ai săi, nu l-au primit. Ei au avut prima șansă la regenerare și au ratat-o. De ce au ratat-o? Pentru că n-au crezut că e Dumnezeu. Pentru că n-au crezut că este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că n-au crezut în preexistența lui. Vă aduc aminte, până și rudenile lui, vecinii lui, concetățenii lui au spus. Ce pretenții are omul ăsta? Nu l-am văzut noi crescând în mijlocul nostru, lucrând în atelierul de tâmplărie al tatălui său? Nu-i cunoaștem noi mama, frații, familia? N-au crezut și s-au potignit în dumnezeirea lui. Primul lucru pe care trebuie să-l recunoști, ca să ai parte de regenerare, prin Domnul Iisus Hristos, este să crezi că este Fiul lui Dumnezeu, că s-a născut din Fecioară, conceput prin Duhul Sfânt, că este preexistent, că e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și că a venit pe pământul acesta. Apoi, continuă Domnul Isus și îi spune lui Nicodim în versetul 14, pentru că de obicei se citește fragmentat pasajul acesta, mulți nu-și dau seama că versetul de aur al Bibliei, Ioan 3 cu 16, face parte din conversația Domnului Isus Hristos cu Nicodim. În versetul 14 îi spune așa, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Înălțarea Domnului Isus Hristos prin cruce. Versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce mai trebuie să credem? Că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A venit în lumea aceasta nu să facă o excursie, nu să trăiască o experiență de tip uman, nu din curiozitate. A venit pe pământ dintr-o disperată necesitate, în mijlocul unei omeniri pierdute, gata să fie aruncată de la fața lui Dumnezeu și nimicită. A venit să ne salveze. Venirea Domnului Isus Hristos în lumea aceasta e mai importantă decât a fost corabia lui Noe, care a salvat opt suflete și a fost reînceput procesul procreierii și înmulțirii omenirii pe pământ. Fără Domnul Isus Hristos, o ființă umană nu putea fi regenerată. Dar mai trebuie să credem ceva. Spune în versetul 18 din Ioan 3, oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu credea și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Și judecat aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Și ăsta este un punct crucial în a intra în categoria regenerațiilor. Singura categorie de oameni care intră în împărăția lui Dumnezeu, scumpii mei când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, a adus lumina lui Dumnezeu, a pus reflectorul pe toată omenirea și a pus reflectorul pe fiecare dintre noi. Și oamenii au urât lumina, au crucificat lumina, au vrut să nimicească lumina din următoarele două motive. Primul motiv. Pentru că atunci când Dumnezeu a pus reflectorul pe noi, S-a văzut cine suntem cu adevărat. S-a văzut că nu suntem oameni cum se cade, s-a văzut că nu suntem oameni buni, s-a văzut că suntem răi, s-a văzut că suntem păcătoși, pentru că n-a venit orice fel de lumină, n-a venit un reflector cât de cât. A venit lumina, strălucirea Dumnezeirii, a venit perfecțiunea Dumnezeirii în mijlocul nostru. Și indiferent cât de bun a fost un om comparat cu Dumnezeu. Viața lui a fost un întuneric gros. Cel mai bun om din lumea asta a arătat oribil, mizerabil, păcătos și pierdut, comparat cu frumusețea și strălucirea sfințeniei și desăvârșirii lui Hristos. Și oamenilor nu le place să pui reflectorul pe ei să vadă cine sunt cu adevărat. Există acest machiaj spiritual pe care ne-l punem toți, în mască. Știți care este unul din motivele pentru care nu-mi plac măștile? Suntem fără identitate. Uitați-vă cât de frumoși sunteți, fiecare dintre voi. V-a făcut Dumnezeu frumoși. Și ne-a făcut frumos să ne admirăm unii pe alții. Ce te-ai pus botnița asta? Nu mai vezi nimic. Suntem toți o apă și un pământ. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea și a venit Hristos să ne demaște, să dea masca la o parte. Știți că unii, unii oameni poartă mască ca să-și maschieze impuritățile, defectele. Din punct de vedere spiritual, singura șansă să intri în categoria oamenilor regenerați este să lași lumina, să strălucească peste tine, să te uiți în oglindă și să spui, ai dreptate, ăsta sunt. Am nevoie de mântuire, am nevoie de iertare până și neprihănitul Avram. Ce spune Biblia despre el? Pavel vorbește de Avram și spune Avram, dacă s-ar lăuda cu credința lui și Dumnezeu l-a lăudat și l-a numit prietenul lui, poate să se laude și arată foarte bine Avram comparat cu mine și cu tine. Dar tot Pavel spune dar nu înaintea lui Dumnezeu se poate lăuda Avram. Cât de bun a fost Avram! Cât de grozav a fost Avram. Față în față cu Dumnezeu? Iată de ce, dragii mei, trebuie să lăsăm reflectorul să vină peste noi. Dar mai este un motiv pentru care oamenii nu acceptă lumina lui Dumnezeu și pentru că nu acceptă, nu vor intra niciodată în categoria mântuiților și a regenerațiilor. Pentru că vor să continue să trăiască în faptele lor rele. Prima dată mândria nu lasă să accepte lumina. Cum să vii tu, om, în toată firea, aranjat, dichisit cu demnitatea ta? Și să se spună, ești păcătos? Și ai nevoie de iertare și de mântuire. acești oameni se vor simți jigniți, insultați când pui reflectorul lui Dumnezeu pe ei. Dar oamenii vor să continue să facă răul și răul se face la întuneric. Și pentru că oamenii au iubit răul și au dorit să continue să facă răul, au iubit mai mult întunericul decât lumina. Oamenii care vor fi regenerați sunt oameni care iubesc lumina, care se lasă inundați de reflectorul acesta de lumină dumnezeiască, să se vadă cine sunt cu adevărat, dar sunt oameni care se pocăiesc și care n-au nicio problemă să umble și Dumnezeu și să umble și alți oameni cu reflectorul după ei, să-i pună oricine sub lupă. Dragii mei, vine un sezon în care adevărații credincioși deschid geamurile spre Ierusalim și n-au nicio problemă să se știe cine sunt, pentru că ei se roagă lui Dumnezeu de trei ori pe zi, cum făcea Daniel. Noi nu avem nimic de ascuns în viețile noastre. Mi e teamă că toate aceste gadgeturi, telefoane, și așa, ne urmăresc prin ele. Da să mă urmărească! Că iau odată telefonul și spun, hai mă, uite-te la mine, uite aici. Ascultă ce vorbesc și uite-te unde mă duc și vezi ceva. Nu mă deranjează, pune reflectorul pe mine. Că Biblia spune că noi suntem o priveliște pentru toată lumea asta. Regenerații nu fug de responsabilitatea de a fi ei înșiși lumină. Că dacă trăiești în lumină, te umpli de lumina lui Dumnezeu și luminezi. Și am fost chemați să reflectăm această lumină către cei din jurul nostru. Nu vă feriți să fiți urmăriți. Biblia spune că trebuie să ne fie frică de lucrurile astea numai că facem răul. Dar dacă facem ce este bine, auzi ce spune și cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 21. Dar cine lucrează după adevăr, Vine la Lumină pentru ca să-i se arate faptele, dar nu ca să se laude, nu ca să se dea mare, nu ca să spună, uitați-vă la mine cine sunt eu. Nu. Fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne facem o cercetare personală, fiecare dintre noi, să ne punem întrebarea dacă suntem cu adevărat regenerați. Pentru că dacă vrem să facem parte din împărăția lui Dumnezeu, vreau să vă spun că Adam și Eva n-au nicio șansă fără Hristos. Ioan cât a fost de mare n-are nicio șansă fără Hristos. Maria, așa zisă sfântă și pururea fecioară, n-are nicio șansă, nu fără Fiul ei, ci fără Mântuitorul ei, care este Hristos. Nici o șansă nu are Nici o șansă. Orice om din lumea asta, ca să intre în categoria regenerațiilor și să intre în împărăția lui Dumnezeu, are nevoie de naștere din nou are nevoie de lumina în Hristos, are nevoie de pocăință, are nevoie de iertarea prin cruce, are nevoie de transformarea și înnoirea vieții, are nevoie de această lumină nu numai ca să o vadă, nu numai ca să fie văzut, ci ca să intre în el și să ducă mai departe adevărul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne facem o cercetare personală, fiecare în parte. Și știți care este întrebarea pe care aș vrea să vă puneți? Dacă în momentul următor cineva ar pune o lumină puternică pe viața ta, nu bec din asta. Un film care să ți arate trăirea. Ce ai vrea să editezi? E că noi mai edităm programele când ceva e zbârcim ceva. Imediat. Sunt la frații de la video, de la stație, scoate, adaugă, schimbă. Edităm nu? Că vrem să arătăm bine în afară. Da. Dragul meu, degeaba editezi tu. Că auzeam mai devreme că rămâne un record al timpului înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu înregistrează tot. Singurul care poate să editeze viața ta este Domnul Isus Hristos. Și singura substanță care poate să șteargă ceva din istoria vieții tale, ce ți-e rușine să știi alții. Ce nu ți-ar conveni să afle cineva este sângele Domnului Isus Hristos, mărit să fie în numele Lui. Sângele ăsta stă la dispoziție în seara aceasta, poate să șteargă toate episoadele triste, negre, urâte, rele, mizerabile din viața ta poate să șteargă tot trecutul tău, dacă n-ai nimic de lăudat în trecutul tău. Hei, poate să șteargă și cum se secădenia ta, aia cu care te dai mare și erai mândru de ea, pentru că dacă faptele n-au fost făcute în Dumnezeu, în Hristos, nu-ți folosesc nici măcar ale alea la nimic. În iad vor ajunge foarte mulți oameni cum se cade, cu cum se cădeniile lor. Pentru că fără Hristos nu te poți califica să intri în împărăția lui Dumnezeu. Ne cercetăm înaintea Domnului în rugăciune.